Să rezolvăm problema despre care am tot făcut vorbire. Doamna doctor Gabriela Saulea, în platoul de la Neața, ne lămurește cu privire la întrebările pe care și noi, dar și telespectatorii le avem. Bună dimineața! Bună dimineața! Am primit pe adresa redacției? Am care primit. Sus. Da. Am primit pe adresa redacției un mesaj care e pe cât de simplu, pe atât de provocator. Dragă Gabriela, poate începe așa, parcă suntem în Sex and the City. Sunt o femeie puternică cu o carieră solidă, dar bărbații pe care îi întâlnesc par intimidați de succesul meu. Cum găsesc un partener potrivit? Întreabă... Nu e de la mine mesajul, dar știu cum e. Spectatoare anonimă, mă gândeam că interveniți mai târziu. Că eu n-am venit în Malta! Să nu creadă lumea că e de la mine mesajul. De-aia am sărit. De ce bărbații sunt intimidați de femeile care au succes profesional sau o carieră puternică în spate? Adevărul este că bărbații nu sunt intimidați de astfel de femei. Credem noi că sunt intimidați, dar ca să răspundem telespectatorilor, noi femeile, așa. Acum vorbesc în numele femeilor pentru că o înțeleg foarte bine pe această telespectatoare, există o generație întreagă de femei și o să fac portretul robot al acestei femei ca să ne recunoaștem. Este femeia de succes, femeia puternică, femeia care a primit educație, care a petrecut zeci de ani învățând, sute de ore peste program ca să aibă o carieră, să aibă o poziție în societate. Poziție în societate, poziție în companie, bani mulți în cont. Bani mulți în cont, o viață frumoasă, așa cum și-a dorit. Făcută chiar cu mâna ei, dar când se uită la viața de cuplu, nu găsește un partener cu care să aibă o relație cât de cât satisfăcătoare, nu una la fel de bună și de succes cum e viața ei profesională. Bun. Și se întreabă de ce oare? Iar la sfârșit o să dau exact răspunsul de ce oare. Bun. Însă ce aș vrea să spun acestei femei, femeia de succes și puternică, în primul rând că nu e singură. Și dacă ne uităm în jurul nostru, sunt foarte multe femei puternice care sunt singure și cumva se luptă cu aceeași situație. De ce bărbații nu mai sunt cum erau înainte? De ce se simt intimidați? Okay. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știm este că bărbații nu se simt intimidați de succesul nostru. Bărbații sunt bărbați într-o energie masculină sănătoasă, sunt mândri să aibă o parteneră care să aibă succes. Corect. Chiar sunt unii care caută așa ceva. Care caută și chiar îi încurajează. Dar nu fac schimb acești bărbați în energie masculină sănătoasă cu un atribut esențial pentru o relație. Și anume? Și anume feminitatea. Deci niciodată nu o să spună foarte bine că ai succes, poți să nu mai fii feminină. Deci întotdeauna o să ceară în primul rând feminitate. Pentru că un bărbat în energie masculină are nevoie de feminitatea femeii. Dacă tu ai și succes profesional, mă bucur pentru tine. Dar asta nu înseamnă să-mi iei mie această parte a feminității. Bun. Iar al treilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem femeile puternice este că feminitatea nu este un sacrificiu pe care noi îl facem lăsând din efortul pe care l-am făcut ca să fim drăguțe cu un bărbat. Multe cred așa. E, acum ce o să fac? O să mă schimb? O să las tot ce am câștigat până acum ca să fiu, știu, mai puțin decât un bărbat? Nu. Nu e cazul. Feminitatea este un cadou pe care ne-l facem nouă, ca femei. Adică? Adică feminitate înseamnă relaxare, înseamnă plăcere, înseamnă să știu să primesc și atunci nu ar fi frumos ca după o zi în care am fost puternică și de succes să ajung acasă și să încep să cer și să primesc de la partenerul meu. E un aspect foarte important ăsta, să învăț să știu să primesc. Că, da. Până la urmă e un proces de învățare asta, exact. A ști a primi, pentru că o femeie cu poziție puternică într-o companie preferă să-și aleagă singură, are o putere de decizie atât de mare încât preferă să-și aleagă singure vacanțele, dar mai ales cadourile. O să răspund aici și după aia și Ramone, o să răspund aici pentru că o femeie cu succes în carieră știe foarte bine că nu poate face totul singură. Are nevoie de un director financiar, de un director de marketing, acolo știe să lase din mână, să lase controlul, să delege. De ce nu ai face și când cineva îți face un gin tonic? Adică e același lucru. Lasă-l pe el sau lasă pe cineva să te ajute și în viața personală. Și atunci intri în energia ta feminină și lași spațiu unui bărbat. Am înțeles. Mergem la întrebările din public. Avem aici la întâmplare un grup de spectatori. La întâmplare. Cineva interesat de subiect? Aici? E cineva interesat de subiect? Dar nu mă vezi! Ramona! Eu sunt de și sigur, dacă te ia de proastă sau cum s-ar spune, for granted, când lași garda jos, să lăsăm feminitatea, da, ușor. Deci, da, și dacă te ia de proastă, nu, atunci, hai să găsim... Și dacă te ia for granted, dacă te consideră fraier, naivă, dacă te consideră naivă, că pe tine, cum am spus mai demult, te ia sufletul târâș, ce putem face în această situație? Că tu zici că ești feminină și lași pe el să facă lucrurile, dar după aceea te ia de... Nu pot, că nu pot să mă abțin. Haideți, traduceți-ne și pentru să înțelegem întrebarea. Da.
Dacă te ia de naivă, ce poți feminină, face? Ea se lasă feminină, dar ea se controlează să se lase feminină. Exact. E supărată că ăla nu organizează profită. Cum... Profită și face mai mult rău după aceea. Ideea cum este menegeriem? Ideea că a fi feminină nu înseamnă neapărat a fi naivă. A fi feminină înseamnă a fi deșteaptă. Iar feminitatea înseamnă automat și limite. Deci, practic, când decid să fiu în energia mea feminină, automat învăț să pun limite care nu sunt încălcate. Pentru că altfel n-am cum să fiu vulnerabilă dacă nu mi-am pus clar foarte, limitele foarte clar. Și atunci acest râd de suflet înainte vine după ce știu că personajul respectiv a înțeles cine sunt eu și ce accept și ce nu. Eu am pus gardul, el l-a sărit. Ce mai fac după aceea? Trec la următorul sau îi mai dau șansă? Trec la următorul, păi și păia zice lumea că na. Nu mai lua atât de personal. Spuneați că femeile cred despre bărbați că sunt intimidați de ele. Exact. Doar pentru că au succes. Exact. Și am zis că o să găsim și o soluție, ce putem face ca să vedem că nu e așa. În chip de concluzie. În primul rând plecăm de la ideea că relațiile sunt o știință și o artă. Deci trebuie să știu și după aia să practic. Nu pot doar să știu și să nu practic, nu pot doar să practic fără să învăț. Deci practic învăț și practic și exercițiul cel mai simplu, iau o foaie de hârtie, ca de obicei, și îmi notez pe partea stângă câte ore am petrecut din viața mea făcând masterate, făcând cursuri, webinarii pentru partea profesională. Și câte ore din viața mea am făcut webinarii, întâlniri și alte lucruri care mă ajută, coaching, pentru viața mea personală. Iar dacă aici ai 1000 și aici ai 10, nu te mira că ai succes în viața profesională și ești în faliment în cea personală, pentru că n-ai echilibrat energia depusă. Despre cum putem să găsim echilibru, despre cum putem să, uite, să învățăm a primi ca să învățăm a dărui, cu altă ocazie când spectatorii noștri nu sunt atât de vehemenți în a pune întrebări, căutând caracterul general al întrebării, dar nu l-am găsit în perioada asta. Mulțumim tare mult, doamna dr. Gabriela Saulea, dacă aveți nevoie de ajutor, un simplu search pe motoarele de căutare vă poate aduce mai aproape de un consult.